Cam cât se poate merge pe linie? Vreo 7 km poți să mergi până la Hozman, dacă te țin picioarele. Da, este, trage greu la pedalat, cum se descurcă? Pentru fete e greu? Lasă, vă uitați pe băncuțe. Cel mai bine. Am mai de mers vreo 7 km, dacă te ține, ți-am zis. Dar de obicei mai mult de 4 km nu cred că o să reușești. Ai grijă că te stai și întorci. Mai că l-am întoarce de mai ușor că e la vale. După ce toate amănuntele legate de traseu sunt puse la punct, ciclodrezina e verificată încă o dată cu atenție. Apoi turiștii dornici de aventură încep să pedaleze. Pe traseu pauzele sunt dese. Din loc în loc turiștii se opresc să-și tragă sufletul, dar și să admire peisajul încântător. Păi aici e fain de picnic chiar. Pune grătar acolo, mititei, barea rece și... Acolo e râu. Super. Perfect. 50 de lei costă închirierea ciclodrezinei pentru o zi întreagă. Pe lângă plimbarea pe șinele Mocăniței, turiștii mai pot vizita câteva biserici fortificate și satele de pe Valea Hârtibaciului. Pe partea dreaptă sunt o grămadă de locuri de campat, în cazul în care vrei să faci un grătar, să bei o bere cu prietenii, oprești ciclodrezina. Când ne-a prins puțin oboseala, am dat aport o stână cu câțiva ciobănești și brusc ne-ar venit energia și am pedalat mult mai tare. Munții se văd foarte frumos în depărtare, oamenii care am întâlnit pe traseu sunt foarte, foarte politicoși. Peisaje frumoase, aer curat, distractiv. Cum v-a venit ideea să veniți aici? De la un prieten am aflat că a fost și ne-a sugerat să venim și noi și ne s-a părut interesant. Foarte interesant. Am fost și la grătar. Sunt un participant mai activ aici. Plimbările sunt organizate de o asociație care și-a propus să ajute la conservarea liniei înguste de cale ferată Sibiu-Agnita, desființată în 2001. Avem un voluntar biciclist convins și sosătura să dea pe drumuri. Am zis să ne facem și o bicicletă ca să meargă pe linie. Oricum, noi eram implicați în reabilitarea liniei mai înainte, ne pusese noi în cap așa de niște nebuni să refacem linia și încercăm. De curând, inițiatorii acestui proiect au adus la Sibiu și o drezină motorizată. În curând, și aceasta va fi pusă la dispoziția turiștilor dornici de aventură.